și tu un like, subscribe. Salutare, gașcă, sunteți pe canalul Ceau Patrice. Astăzi, în acest vlog, sunt alături de verișoara mea, Nastia. Cred că mai știți din unele vloguri, din Donuț, din Cu capul în apă. Deci da, s-a filmat și ea în vloguri. După cum mi-ați cerut voi toți în comentarii, să fac partea a doua, dacă colecția mea de brățări. Și cum o să fac eu niște brățări, împreună cu verișoara mea, Nastia. Salut, prieteni! Dar înainte de a începe vlogul, nu uitați că am și un cont de Instagram care tot vă roagă să vă abonați și la el, adică eu vă rog. Intrați în telefon, scriți pe Instagram ceau.patrice și așa mă găsiți foarte, foarte, foarte ușor. Acolo postez foarte des stories-uri, poze pun, dar nu așa de des cum pun stories-uri, evident. Și haideți să nu mai lungim atâta și să începem. O să vă arăt acum colecția mea de brățări care am făcut-o eu singurică. Mi-am creat-o. Să vă faceți colecții de brățări, trebuie să fiți foarte creativ. Da, aici mai sunt niște chestii. 3, 2, 1. Da, știu că sunt puține, dar... Mă rog. 43 de brățări, cred că am. Aproximativ. Deci, îmi place foarte mult să fac brățări, deoarece acest lucru este foarte... cum să spun, foarte relaxant. Deci eu când fac apă mă relaxez de toți nervii, toți stresii. Dar totodată trebuie să te concentrezi. Nasi, care este preferată ta? Doar una. Doar una? Pot spun, e ca aceasta. Strugurie, da, mi-e dat aceasta. Am una cu căpșunică dulce. Foarte tare place pe asta. Da, asta e preferata mea. Și aceasta. Foarte multe brățări cu fructe, legume sau... Iată așa, uitați-vă. Deci am doar atâtea cu fructe, da? Am făcut una și pentru sora mea. Foarte drăguță. Am luat litere. Iată, aici aveam și negre. Și am împletit și am făcut foarte frumos. Și lui alții place, doar că... acum, în ultimul timp, nu vrea să o poarte. Și asta un pic mă... super. Mai am una cu numărul unui telefon, deci așa, uitați-vă repede. Acesta este fructul dragonului. Asta. Acum, haideți să vă arăt cum se creează o brățară. Ca să faceți o brățară, aveți nevoie de foarte multe accesorii. Mama mea a observat că mi-mi place foarte mult să fac... Sunt de mică pasionată să fac brățări. În general, lucruri de creație îmi plac. Să desenez, să fac brățări, să înclei stickere, să desenez... Ui, am spus asta. Să fac strapbooking. A început să-mi caute prin magazine multe mergele, dar a văzut că 10 mergele sunt aproape 100 de lei, 50, foarte scumpe. Și până a descoperit magazinul Jun de pe online. Apropo, acolo sunt prețuri foarte, foarte, foarte mici. Mergele mi-am comandat de pe Jun și toate astea au costat, erau mai multe, eu am mai făcut brățări cu ele. Au costat doar 30 de lei, deci sunt prețuri foarte bune. Sau astea chiar 20 de lei și chiar sunt foarte multe. La fel, puteți să vă luați ață pentru brățări la fel de pe Jun. Acesta este un mic secret pe care voi trebuie să-l știți neapărat. Doar că puteți comanda de pe el doar cu ajutorul părinților. Deci haideți să vedem ce brățară facem azi. Deci Nastia, acum îți dau ață. Aceasta este ața mea preferată deoarece ea se întinde. Uitați-vă. Și majoritatea brățărilor sunt de această ață. Și apropo, să nu tăieți niciodată ața fix pe mâna voastră, pentru că eu mi-am făcut acum o brățară și deja mi-a rămas semn de la ea, am făcut-o prea strâmtă. Mereu să tăieți ața cam de așa mărime, cu rezervă, da, potrivește cu ținta mea. Astăzi voi face o brățară ceva aurie. Tu voi face cu mătrițe și cu aceste mărgelușe. Așa, vă arăt aceste bețișoare de mărgele. M-am ales așa niște mergeaușe și așa niște mutrițe. O să îi face așa un mic, cu o mică mutriță, ca la noastră, doar că la mine este colorată. Eu când am foarte multe mergele, păi îmi vin ideile așa, una după alta, întreg mergele, brățările prin față și eu deodată vreau să le fac. Mă gândesc cum să combin culorile. Eu înainte făceam brățări după culori. Cum mă îmbrăcam, așa îmi puneam brățara. Deci, spre exemplu, avem o simt albastră. Luam aceasta. Sau violetă. Luam aceasta. Sau așa. Sau verde. Așa. Dar acum vreau să fac una aurie. Ne pregătim accesoriile. Așa. Eu voi începe. Și cu maximă atenție, stați că aici am observat ceva.
Trebuie să aveți foarte multă răbdare. Pentru că eu înainte când făceam brățări, eram foarte nervoasă, că îmi cădeam mergica, că nu știu ce, că nu vrea să intre. Dar acum deja m-am obișnuit și deja nu mă interesează dacă îmi cade mărgica sau ceva de genul. Păi mă zicuți pe fundal, bine? Da. Uite, Patricia, e corect așa? Da, e foarte drăguț. Prin prejură spun poate și fructe și legume. Uite, pot să-ți dau aici niște. Da, așa ceva. Da. Lipici cu sclipici. Și care îl voi lipi pe microfon. Apropo, vrățăra mea este aproape gata. Aurie. Apropo, și colierele, aproape toate colierele mele, toți sunt de pe Zoom, deci magazinul este foarte cunoscut pentru mine, eu mereu îmi comand de pe el ceva. Astea, la ce etapă ești? Ai terminat? Da! Așa de rapid? Wow, cât este de drăguță! Așa ceva mi-a reușit. Așa. Foarte tare îmi place. Deci și brățara mea este gata. Sper că o să-mi vină. Și puneți un like dacă vă place. Deci, dacă probez. Îți place? Da, foarte. Un pic mai largă, dar așa trebuie să fiu brățările, pentru că nu există brățări care să fiu fix pe mână. Iată așa am obținut eu o brățară. Puneți un like dacă vă place. Nu vă grăbiți să închideți acest videoclip, pentru că avem de lipit microfonul. Vă știți că eu sunt artistă, nu chiar artist, artistă mică și trebuie să am un microfon personalizat. Și acum a venit momentul, mi-a venit această chestie lipicioasă cu sclipici. God. Ce frumoasă este! Uitați-vă cât este de strălucitoare! Și cum vrei să lipești? Vreau să lipesc pe microfon. De așa. Deci vreau... Așa... Să am un microfon ca la... Să am un microfon ca la... Milana Star sau ca la... Cum se cheamă? Adriana. Cine sunt Adriana? Grandi. Ariana, tata. Da, Ariana. Sau ca la Ariana Grandi. Eu cum o să-l pornesc? Dar eu vreau... Știi ce să fac? Stai de bucățele și așa. Să înclei una așa. Și stai aici. Și primul iar, tot așa, așa. Da. Și aici când o să ajung, n-o să fac. Alice, să sunteze. Perfect. Ce așa arată. Wow! Ia uitați cine a venit la noi! Vine cu alții! Ui! Ivai, ce copură are Liza! Poftim! Dă-le lăsă-ți una brățară frumoasă. Da, pe mâna asta la altă. Da? Așa. Hai salut abonații! Te salut! Salut! Hai te salut! Ii se rușinează! Da, o văzut, tata, o văzut! Foarte frumos! Hai mânuța să vadă! Să vadă și abonații! Nu? Ei, Alice, stai să fac o fură! Tati, hai să ne jucăm! Hai să ne distrăm! Să nu citești povești, să nu veselești! Următorul mai filmez un vlog și apoi sar în top. Ide și steață cu zâmbetul pe față. Am multă energie și nu stau deloc pe loc. Căpșunică dulce, op, op, op. Mai filmez un vlog și apoi sar în top. Tati, hai să ne jucăm, hai să ne distrăm, să nu citești. Hai spune tata. Tata! Nu. Mare tăi. Alisa, hai de papa la tot și plecăm. Hai. Papa! 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 Spune papa! Mua! Continuăm? Continuăm. Deci, prieteni, așa ne-a reușit nouă. Îmi place de...
Asta a venit cu ideea să nu punem aici lipici, pentru că, în primul rând, este butonul de aprindere și stingere. Da. Și oricum e de aici să nu mă, deci oricum n-o să vadă. Cred că arată foarte bine și merită un mare like și un subscribe. Prieteni, dacă v-a plăcut colecția mea de brățări și toate accesoriile mele și microfonul, nu uitați să dați un mare like, să loviți butonașul de like și să rupeți butonul de subscribe. Cu voi a fost Patricia, iar voi ați fost pupați. Pa, pa! Pa, pa! Apropo, am făcut și un inel. Dar vrei să facem un loc cu capul în apă? Oh, bună idee! Să știi că e scenată. Dacă facem 20.000 de vizualizări la acest clip, neapărat facem vlogul cu capul în apă. Dacă ești ales, ești băgat cu capul în apă. Deși tu like, subscribe.